este o onoare foarte mare pentru mine să mă aflu aici astăzi pentru a transmite această donație de echipament atât de necesar pentru Armata Națională a Republicii Moldova. Acest sprijin constituie nu doar un ajutor pentru forțele armate ale Republicii Moldova, dar și un beneficiu pentru cetățenii Republicii Moldova, care luptă cu pandemia COVID-19. Vreau să mulțumesc Ministerului Apărării pentru cooperare și susținere. Guvernul Statelor Unite a Americii este alături de cetățenii Republicii Moldova și de Armata Națională. Iar asistența oferită de către aceasta este mai mult decât utilă, în special în această perioadă de pandemie care a cuprins întreaga lume. Pe această cale, în numele Ministerului Apărării, Armatei Naționale și al meu personal, vreau să mulțumesc partenerilor americani pentru sprijinul constant acordat Armatei Naționale și pentru că ne sunt alături la bine și la greu, nu doar prin donații, dar și prin posibilitățile de instruire pentru militarii noștri în diferite instituții de profil din Statele Unite.